Bună ziua, dragii noștri, iată-ne din nou împreună, tot aici, la pastila de lectură, rubrica inițiată de editura Herald, pentru că este săptămâna mare, săptămâna patimilor și se apropie Sfintele Sărbători de Paște. Încercăm să aducem în fața dumneavoastră și în actualitate subiecte care au legătură cu această perioadă, mai ales în contextul pe care noi îl trecem în aceste circumstanțe. Cu siguranță ne dorim sărbători liniștite și cumva să fim mai aproape de noi înșine, mai aproape de cei dragi, iată un prilej foarte bun, și să ne întoarcem mai mult către ceea ce înseamnă spiritualitate. Astăzi, așa cum v-am promis data trecută, reluăm discuția cu doamna Silvia Andrukovici. Trei cărți, am ales trei cărți ca recomandare pentru subiectul nostru. Este vorba despre cartea sociologului cipriot, Muntele Tăcerii, de Kyriakos Markides, În căutarea spiritualității ortodoxe. O carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină la editura Herald. De asemenea, alte două cărți care au legătură cu cartea sociologului cipriot Kyriakos Markides În dialogurile cu Părintele Maximos. Este vorba despre Vasile Andru, Isihasmul sau Meșteșugul Liniștirii în seria de autor Vasile Andru, publicată de asemenea la editura Herald. Și nu în ultimul rând, Istorie și taină la Muntele Athos, în aceeași serie de autor Vasile Andru, publicată la editura Herald. Nu uitați, aceste cărți le puteți găsi accesând site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro. Până pe 20 aprilie, vă povesteam în edițiile trecute ale pastilei de lectură despre reducerile cuprinse între 20-40%. Doamna Silvia Andrukovici, un moment bun, un moment de autoanaliză, un moment de introspecție despre aceste trei cărți minunate. Aș vrea să începem cu un soi, aș spune eu, de definiție a ceea ce înseamnă isihasmul pentru cei care vor să afle mai mult de această latură, i-aș spune eu, mistică sau a căii ezoterice din creștinismul ortodox. Mulțumesc, domnule Sorin Lucaci, pentru invitație. Mulțumim și editurii Herald, care ne bucură cu cartea sapiențială, iată, de câteva decenii. Aș putea să spun că chiar ne ispitește, căci am și derulat zilele astea site-ul și am văzut și reducerile substanțiale. Iată, urmăritorii noștri trebuie să știe că noi nu facem teologie aici. De altfel, Părintele Cleopa ne sugerează foarte fin cine teologisește. M-am gândit că noi facem aici o pledoarie pentru isihas. Și mi-am adus aminte chiar dimineață de cartea lui Shafiq Keshavci, Regele Înțeleptul și Bufon, unde, într-o carte sapiențală, un roman de altfel, este prezentat un turnir al religiilor. Iată pledoaria mea într-un turnir al sapiențialului, să zicem, la editura cărții sapiențiale, editura Herald. Isihasmul. Cea mai simplă definiție a isihasmului vine din etimologie. Isihia, în limba greacă, însemnând liniște. Și cartea lui Vasile Andru se numește Isihasmul sau Meșteșugul Liniștirii. Isihasmul este rugăciunea minții, rugăciunea inimii sau rugăciunea minții în inimă. Este metoda de realizare, metoda prin care se mântuiesc monahii. Și un curent de reînnoire spirituală și teologică care a înflorit pe teritoriul creștin-ortodox și în secolul 13-14 a cunoscut așa o dezvoltare astfel încât a ieșit afară din chilie. A ieșit afară din teritoriul monahal, s-a extins către mireni. Te întrebi, astăzi mai este cineva interesat de isihas? Pe bună dreptate, cineva care ne urmărește se poate întreba, cine mai este interesat astăzi de isihas? Iată, vorbim despre secole 13-14. Da, lumea se interesează și mai ales în România, după încheietura aceea anilor 89-90, interesul a fost din ce în ce mai mare. Să se știe, toată lumea trebuie să știe că isihasmul nu se învață la facultate.
el se bazează pe metodă și pe un mod de transmisie. Există și o literatură în acest sens, în afară de aceste cărți pe care le prezentăm noi astăzi, de altfel pe care aceste cărți se și fundamentează, există, să zicem, literatura filocalică. Filocalia, o carte tradusă de Părintele Stăniloae și care, prin subsolurile sale, mai aduce în fața cititorului încă o filocalie. Este o carte de înțelepciune și de realizare. Și vă spun că interesează nu numai pe ortodoxi, interesează nu numai pe români, această metodă de realizare, interesează și pe occidentali. Și iată ce întâlnesc eu în 2018 la Milano, pe ușa unei biserici, un anunț care invita credincioșii la scuola di silenția. Era exact practică și cultură filocalică, ceea ce făcea Vasile Andru Vadales. Dar nu mai departe, cartea lui Selinger, Frenii și Zuii, în care se pomenește despre această metodă de realizare isihastă. După cum spuneam, este o metoda prin care se mântuiesc monahii, descrisă prima dată ca și metodă de Ioan Scăraru în Scara Raiului. Iată ce frumos! Scara Raiului, scara prin care ajungi la Rai. De altfel, unui cititor, unui novice, i-aș recomanda să înceapă cu Patericul, care are niște apoftegme de o culoare paradoxală, așa ca în zen. Zic eu zen pentru că zenul e foarte cunoscut astăzi, auzi la toată lumea, ai o stare zen sau te simți zen și așa mai departe. Desigur, mulți știu, mulți nu știu ce înseamnă zen. Da, deci în secolul XIV el s-a extins și a căpătat legitimitate și dincolo de chilie prin Grigore Sinaitu, care îl trimite pe Isidor la Tesalonic pentru a călăuzi, a iniția grupuri de mireni. Ce făcea Vasile Andru la grupurile sale de practică isihastă? Cultură și practică filocalică și deprinderea metodei cu ucenicii săi, cărora le spunea râvnitori. Iată, niște călugări albi, da? El chiar spunea despre grupurile sale, schitul meu alb, așa se face. Și să știe cei care ne urmăresc că transmiterea se face prin filiație, printr-un lanț al transmiterii, cel care, îndrumătorul, care îți preda această metodă, a primit-o la rândul său de la cineva care a fost mai înainte inițiat în metodă. Iată, Vasile Andru a primit această metodă de la Calinic Cărăvan. Noi îi spunem metodă astăzi, însă în limbajul duhovnicesc s-ar spune taină. Și o să dezvolt un pic mai târziu taina care nu are legătură aici cu ezotericul. Deci Calinic Cărăvan a primit-o de la Ivan Culâghin, cel care le-a predat această taină grupului contemplativ Rugul Aprins, și el, primind-o de la Optima. Ai nevoie de inițiere? Sigur că ai nevoie de inițiere. Vasile Andru chiar spunea adesea că omul deștept face multe facultăți, face multe școli, dar cel genial are nevoie de o singură inițiere. Și vă spuneam și data trecută despre dimensiunea sa de om al chiliei și om al planetei. El mergea pe planetă, studii antropologice, a făcut și studii de Vedanta, la un moment dat a făcut și Zen în Franța, la Jean Dronier. I s-a propus de câteva ori să rămână în acel cadru, să predea mai departe. Și el a spus, de ce să rămân? Întrebat, mirați, l-au întrebat, cum, dar nu ți-ai găsit calea aici? Și Vasile Andru a răspuns foarte liniștit, nu, eu am venit cu calea învățată de acasă. Evident că era vorba despre rugăciunea inimii. Da, de ce să te intereseze astăzi isihasmul? Iată o întrebare. De ce l-ar interesa pe cineva isihasmul? Pentru că fiind o cale a mântuirii, o cale a realizării, este un mod de a ajunge la un potențial maxim uman. Este o îmbogățire a umanității din tine până la acel nivel sugerat de textele sacre, de Evanghelii, de exemplu. Pentru că este elaborat pe teritoriul creștin, ne este foarte aproape, ne este intim, cunoaștem conceptele. Nu poți să nu-ți aduci aminte de povestioarea lui Tolstoi cu cerșetorul care ședea pe o comoară și cerșea și el un bănuț. N-are rost să stăm pe o comoară și să cerșim un bănuț. Pentru că omul grăbit în ziua de astăzi caută rețete. Caută rețete de prosperitate, de fericire, de sănătate și așa mai departe.
Însă, după mulțimea cărților care se publică din acest domeniu, îmi dau seama că nu prea găsit rețeta. Și nu în ultimul rând, l-am lăsat un pic la sfârșit, pentru că omul are pe lângă instinctul de conservare și un instinct al eternității, care se exprimă prin mistică. În plus, față de asta, am un argument foarte frumos care îmi vine de la Evelyn Underhill, o scritoare britanică. Ea a scris o carte care se numește Mistica, de la care se spune că și Naionescu s-ar fi inspirat în cursurile sale universitare. Această practică este o practică de o puritate exemplară. Nu a fost contaminată cu această tentație a magicului. Există o tentație a magicului. Cum diagnosticăm această deosebire dintre mistică, dintre trăirea adevărată în gustarea lui Dumnezeu și magic? Iată, magicul vrea să obțină ceva, vrea să obțină putere, vrea să obțină sănătate, vrea să obțină bani, cunoaștere. Mistica dăruiește. Asta este deosebirea dintre mistică și magie. Mistica este năzuința inimii. De ce ai nevoie de un manual? Da, este nevoie și de un manual, pentru că aici se cere rigoare. Un manual îți ordonează gândirea și îți dă niște căi, te incită mai departe. Iată, Simone Weil, o mistică, i-aș spune o sfântă necreștinată, încă ea a fost evreică, scrie la un moment dat că există o metodă în lucrurile spirituale și tot ce are legătură cu binele sufletului. Ea spune că dominația pe care oamenii o exercită asupra materiei i-a făcut să creadă, prin contrast, că toate cele ce țin de suflet sunt fie arbitrare, fie la discreția unei magii. Iată, insistând pe această rigoare, pe nevoia de filiație. Și de ce am ales aceste trei cărți? La fel se vor întreba cititorii, pentru că contemporanul, omul contemporan de astăzi este foarte grăbit. Pentru că el nu prea are pregătire religioasă, nu e foarte familiarizat cu termenii religioși. Să zicem că suntem, deși o societate tradițională, suntem o societate secularizată. Iată, Vasile Andru are în spate această trăire a sa, această experiență a sa în practica isihastă, precum și experiența cu grupurile de ucenici. El te invită, deci te invită să treci de la simțuri la duh. Aceasta este practic taina, a sări de la a citi pur și simplu la a experimenta. Kyriakos Markides, după cum spuneați mai devreme, un sociolog american, dar un sociolog foarte isteț, se interesează de fenomenele acestea, de curentele de îmbunătățire umană. Și ce face? Nu le cercetează într-o bibliotecă, nu cercetează manuscris. El vine și stă lângă Ava. Ava Maximus, care este un vlădică, dar în același timp și stareț de mănăstire, în mănăstirea Panagia din Cipru, stă, ca și cum ar fi spus Vasile Andru, la casa maestrului. Stă lângă el, îl întreabă, merge cu el, experimentează. Este cel mai bun mod de a învăța o practică spirituală, să stai lângă maestru. Și e foarte frumos acest parcurs al său lângă maestru, pentru că Ava Maximus a făcut la rândul său ucenicie la Athos, este ucenicul lui Paisie Aghioritul, mare, foarte mare, sfânt, deci l-au și canonizat. Iar cartea aceasta are o carnație și un fundament conceptual foarte, foarte bine pus la punct. Iată câteva capitole care ne pot interesa în mod expres în demersul și în pledoaria mea pentru isihasm, cunoașterea lui Dumnezeu sau rugăciunea neîntreruptă. Kyriakos Markides, adică Ava Maximus, cel pe care Kyriakos Markides ne-l prezintă în această carte, este foarte favorabil celor care îl cercetează pe Dumnezeu. El spune că Dumnezeu nu poate fi cercetat logic, intelectual, căci misticii spun că Dumnezeu trebuie trăit și că organul cu care îl cercetăm pe Dumnezeu este inima. De altfel, spune mai departe, un lucru foarte frumos și foarte fin. Credința este bună, zice, doar atunci când credincioșii nu devin niște ideologi religioși. Și
Și un lucru, iarăși, pe care îl putem și experimenta. Al experimenta pe Dumnezeu înseamnă că atunci când spui prima propoziție din cred, când spui, cred într-unul Dumnezeu, să simți iubire, să simți relația dintre tine și Dumnezeu, dintre tine și semeni. Și Kyriakos Markides foarte frumos spulberă această idee a unui creștinism ezoteric și ocult. Aduce acea puritate care este caracteristică transmisiei duhovnicești, transmisiei de la avă la ucenic. El spune, noi nu avem secrete și formule oculte prin care să ajungem la Dumnezeu. Și o să vedeți, în carte, inițierea începe uneori cu o muncă fizică. Ucenicul primește ascultare. Primește ascultare și începe cu spălatul podelelor. Da, e așa exemplară chestia. Kyriakos Markides povestește mai departe o istorioară, răspunsul unui părinte care avea un ucenic, un ucenic care voia să ardă etapele și îi cere acestuia să-i dea niște bibliografie. Dăm să citești Ava, dăm să citești niște lucruri. Și Ava îi spune, ia citește tu David Copperfield, da, a lui Dickens. Ucenicul foarte mirat, dar totuși eu ți-am cerut lucruri spirituale, eu vreau să merg mai departe, repede. Și Ava îi spune foarte frumos, îi spune, dacă nu ți dezvolți sentimente normale, omenești, toată spiritualitatea ortodoxă, scrierile patristice, nu ți vor folosi la nimic. Iată, este vorba despre această umanitate pe care trebuie să o, sau pe care această metodă o înflorește în om. Ce ar putea face un doritor sau un râvnitor aici, da? El va citi Sihasmul sau Meșteșugul Liniștirii, va citi cartea lui Kyriakos Markides și va căpăta o dorință. Iată, acesta este chiar ispita cea bună. Iar după aceea își va căuta neapărat un îndrumător. Acest lucru se face doar cu un îndrumător. Îndrumătorul te face trecerea de la simțuri la duh, te inițiază, îți predă taina. Taina fiind aici, și astea sunt lucruri pe care mi le amintesc frecvent de la cursurile ținute de Vasile Andru, taina este un concentrat de asceză. Taina este atunci când te duci la miruit și rememorezi botezul. Este atunci când deschizi o ușă și îți aduci aminte că Iisus a spus, eu sunt ușa. De altfel, veți găsi în cărțile lui Vasile Andru un capitol care se cheamă Câte uși poți să deschizi într-un an? Iată, atâtea prilejuri de a-ți aminti de reperul mântuirii, reperul realizării noastre, Iisus Hristos. Sau atunci când frângi pâinea, îți amintești, acesta este trupul meu. Atunci când aprinzi o lumină, îți amintești de fecioarele înțelepte care și-au păstrat uleiul pentru lumină. Este chiar metanoia, transformarea, adică prima treaptă a transformării. Că ultima treaptă a transformării este mintea noului Adam și dacă timpul mai permite și dacă Sorin îmi dă voie, voi citi un fragment din cartea Isihasmul sau Meșteșugul Liniștirii despre mintea noului Adam, pentru că este un fragment programatic și care se potrivește și acestei perioade speciale, de două ori speciale, unul că suntem în săptămâna mare și doi că, iată, suntem nevoiți pentru binele nostru și al celorlalți să stăm cu minți în casă fără să mai ne bucurăm de bogăția ritualului. Mintea noului Adam este o sintagmă prin care Maxim Mărturisitorul denumește ultimul stadiu spiritual al minții. Acest ultim stadiu este dobândirea minții lui Hristos. Contemplativul, misticul, după ce parcurge suișul desăvârșirii, dobândește mintea lui Hristos. Mintea nouă este fără imagini și fără imaginație, fără cuvinte și fără noțiuni, fără chipuri și fără formă, dar mai ales este fără spaime și fără grăuntele morții al minții celei vechi. Cum era mintea vechiului Adam? Era mintea suferinței, a grijilor, a traumelor moștenite și dobândite. Vechiul Adam era marcat de patim și de tristețea că se întoarce în țărână. Noul Adam nu are asemenea obsesii și dependențe. Nu are tristețea că se întoarce în țărână, că știe că e posibilă învierea sau măcar dăinuirea postumă.
Noul Adam știe că destinul omului este învierea, sau mai precis, de două ori învierea. Iată, o perspectivă nouă și veți vedea. Una posibilă în plan cotidian, învierea din moartea păcatului, prin rugăciune, prin ofrandă și prin viață îmbunătățită. Învierea cea de fiecare dimineață, învierea cea după modelul Zaheu și alta prin mutarea postumă în memoria celorlalți. Câtă amintire, câtă pomenire, atâta duh și tăinuire. Câtă postumitate, atâta suflet și atâta înviere perceptibilă, înțeleasă. Aș încheia cu un îndemn. Este prilejul acum să facem noi înșine această trecere de la simțuri la duh. Măcar în noaptea de înviere, când vom aprinde lumina. Să ne amintim ce înseamnă lumina. Lumina lumii. Eu aș vrea să vă mai rog puțin, dacă vă permite timpul, să discutăm și despre rugăciunea inimii. Pentru că puțin mai devreme ați pomenit de ucenici, hai să-i spunem, ucenicii care intră în obștea monahală, da? Ne imaginăm la o mănăstire și trebuie să îndeplinească anumite sarcini, precum spălatul vaselor, frecatul podelelor și așa. Fiecare călugăr se ocupă de ceva. Are niște sarcini, niște task-uri. Dar în acel timp ei spun în minte pentru buna pază a gândurilor, cum spune și exact paza a minții, cum spune Kyriakos Markides în Muntele Tăcerii, au în minte și spun această rugăciune pe care noi o știm foarte bine, mai ales de la întâlnirile de la Oratio Mentis, stihul Isihast: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, robul tău sau păcătosul, și e și varianta cea mai scurtă: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Varianta cea mai scurtă este Iisus. Deci există atât. Stihul Isihast a fost, ca să spun așa, modelat de fiecare îndrumător după o anumită simțire pe care a avut-o și el a predat-o mai departe. Da, monahul primește la intrarea în monahism sabia Duhului, deci el trebuie să spună neîncetat rugăciunea pentru paza minții: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, iată cea mai lungă variantă. Însă trecerea mai departe către experiența mistică, către rugăciunea isihastă, se face sub îndrumarea maestrului sau sub îndrumarea părintelui duhovnicesc al avei, da? Și presupune alte condiții, presupune despătimire, presupune despuierea de gândirea magică. Sunt niște lucruri pe care le obții doar sub stricta îndrumare a celui care te-a înfiat, practic. Pentru că aici ai frumusețea practicii isihaste, ești înfiat, te simți înfiat. Și la rândul său, maestrul s-a simțit înfiat de un îndrumător dinaintea sa, care eventual i-a predat și câteva reguli. Filocalia, iată, filocalia cum s-a format? S-a format prin scrierea de către ucenici a regulilor pe care le-au primit de la maestri. Uneori era vorba de o singură frază, da? Era vorba de o singură regulă pe care ucenicul o ținea și cu care ajungea la măsura mântuirii sale. Bun. Mulțumesc din suflet. Hai să mai prezentăm încă o dată cărțile. Chiar vroiam, în timp ce vă ascultam puțin mai devreme, să vă spun că aseară, chiar înainte de culcare, mi-am luat Filocalia părintelui Paisia Ghioritul, pentru că tot l-am pomenit puțin mai devreme și am citit din ea. Deci, Muntele Tăcerii de Kyriakos Markides, în căutarea spiritualității ortodoxe, în colecția Spiritualitate Creștină, la editura Herald, dialogurile sociologului cipriot Kyriakos Markides cu părintele Maximos, Istorie și taină la Muntele Athos, de Vasile Andru, în seria de autor Vasile Andru.
Și, nu în ultimul rând, Vasile Andru, Isihasmul sau Meșteșugul Liniștirii, de asemenea în seria de autor Vasile Andru, cărți pe care le puteți găsi pe site-ul editurii Herald. Accesând site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, nu uitați, până pe 20 aprilie, campania cu reduceri între 20 și 40%. Mulțumesc foarte mult, doamnei Silvia Andrukovici, pentru, iată și astăzi, pentru prețioasele informații, mai ales în contextul pe care îl trăim și faptul că se apropie Sfintele Sărbători de Paște. Dacă nu ne mai auzim, vă urez și vă doresc din tot sufletul sărbători liniștite și luminate și același lucru vă doresc și dumneavoastră celor care ne urmăriți, pentru că mai mult ca niciodată, cel puțin din punctul meu de vedere, mai mult ca niciodată, acest moment dinaintea sărbătorilor de Paște este un moment, așa cum spuneam mai devreme și cum am mai spus de fiecare dată, cu fiecare ocazie, este un moment de autoanaliză, un moment de introspecție în care putem să fim așa ca într-un fel de în fața unei oglinzi, în față cu sufletul nostru, să ne reîntoarcem la natura noastră, la esența naturii noastre umane și, bineînțeles, la natura esenței divine. Să aveți sărbători liniștite, luminate, Doamne ajută, doamna Silvia Andrukovici, mulțumesc din suflet. Mulțumesc, sărbători frumoase și conștiința învierii, căci, dragii mei, Mântuitorul a înviat acum 2000 și ceva de ani și a înviat pentru toate zilele.